reiterase. Ce vă pot spune eu despre Andrei este că a fost absolvent la școlii de muzică și arte Neretrusa din Bulgar. Aici a descoperit pasiunea pentru pictură și grafică, fiind urmat de aproape de domnul profesor Gadu aici de față, dar și de domnul profesor Capon, am înțeles. A continuat să-și cultivă pasiunea pentru pictură în cadrul liceului pedagogic Ioan Popescu. Aici l-a avut următor pe domnul profesor Pascu. De altfel, dumneavoastră trebuie să și mulțumim pentru organizarea expoziției de astăzi. Ne-a ajutat de aproape să pregătim evenimentul. Cu privire la talentul tânărului pictor, veți avea ocazia să vă exprimați chiar dumneavoastră până la finalul expoziției, dar nu înainte de a asculta explicațiile de specialitate și o analiză asupra exponatelor din partea domnului profesor dr. Laurent Ciprian. Îi mulțumim că a ales să fie astăzi alături de noi. Știm cu toții că a trecut într-o perioadă dificilă, însă atunci când descoperă un talent și un talent în plină dezvoltare, ca să spun așa, domnul Tiriac nu a refuzat să fie alături. Da, mulțumesc! Bună ziua, vă zic eu! Bine ați venit în acest templu al artelor clasice curvetenic, care este Galeria de Artă Nicolae Dorința, un nume mare care tocmai a fost comemorat recent. La această expoziție trebuie să participați cu gândul curat pentru un băiat care dorește să se afirme în domeniul artelor plastice, să zicem artelor vizuale, cu sinceritate și mai ales cu înțelegere din partea noastră pentru creația sa. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Andrei Tănase este la începuturile creației sale, este într-o perioadă a căutărilor febrile a unui drum în artă. El, după cum puteți observa, a început cu grafica, creionul. Începuturile sale ne arată faptul că a fost animat de această dorință a sa, extraordinară, de a-și expune sufletul privitorului. Și a găsit această modalitate a artei, o modalitate de exprimare care îți dă posibilitatea, libertinajul chiar, de a spune ce te doare. La Andrei Tănase trebuie menționat faptul că după un periplu, să zicem, profesional, care oarecum e detașat de artă, prin America, Anglia, Austria, Germania mai ales, unde a profesat în diferite domenii, dar nu în cel artistic, a avut totuși de acolo o sursă de inspirație, lucru care se vede în câteva lucrări de pictură mai ales, ale sale, unde apar peisaje ale sufletului său, unui suflet care se vedea că este în afara țării și care poate a compensat prin a aduce către artă toate aceste trăiri, retrăiri sufletești, aluviuni creatoare, care au dat, iată, imagine acestui creator Andrei Tănase. În această expoziție, care cuprinde 28 de lucrări, avem predominant peisaj. Peisajul este cel care face parte din interioritatea lui Andrei Tănase, pentru că el este cel mai bine redat, în sensul că începând de la prima lucrare pe care o puteți vedea aici pe stâng, care este prima lucrare ulei pe pânză, a evoluat către compoziții mai ample, tot peisaje, ce e adevărat. A surprins în creația sa câteva frumusețe ale naturii, unde ori colțuri miraculoase, în care simplitatea
peisajului și mai ales melancolia sa au fost cel mai bine exprimat de către artist. De altfel, acest lucru îl definește pe Andrei Tănase pentru începuturile sale, și anume redarea destul de clară, expresivă, a unor peisaje care fac parte toate din interioritatea sa, din trăirile sale. La acest artist trebuie spus faptul că se observă în câteva lucrări dorința de a evolua, cum zicea și doamna director, de a se afla în plină dezvoltare, în plină expansiune, ceea ce putem să spunem că e de bun augur, în sensul că arta plastică vâlădeană are nevoie de un nou val de creatori, nu pentru că cel care există încă sau cel de dinaintea sa nu au făcut lucruri mărețe, ci pentru că trebuie arătat faptul că vârlapul artistic are o anumită continuitate și o anumită finețe față de tot ceea ce este estetic, frumos și simplu. Andrei Tănase se remarcă în cadrul acestei prime expoziții personale a sa cu câteva lucrări de pictură care ne sugerează faptul că artistul n-a stat prea mult pe gânduri pentru a-și alege, să zicem, un anumit peisaj, ci pur și simplu l-a surprins uneori în mișcare, destul de dificil să surprinzi un peisaj în mișcare, și l-a metamorfozat, l-a trecut prin interioritatea sufletului său și ne l-a redat nou așa cum l-a înțeles. Și l-a înțeles destul de bine, în așa fel încât să ne facă să ne atașăm față de natură și implicit față de natura interiorității sale. Sunt două planuri la care Andrei a făcut această conjuncție deosebită între artă și suflet, între artă și modul său de a exista, de a ființa în această lume. La această expoziție, pe care v-a zis că trebuie să o priviți cu înțelegere, cu detașare și mai ales cu sufletul. Exact, mulțumesc, domnul profesor. Trebuie să nu stăm foarte mult să ne gândim, pentru că Andrei nu face o filozofie a artei, nici nu și-a propus lucrul acesta, cel puțin acum la începuturile sale, ci redă pur și simplu exact ceea ce a văzut, dar la care vă spuneam că atașează, așa cum bine remarca și domnul profesor, această interioritate a sufletului. Este un om care s-a format, așa cum preciza și doamna director, într-un mediu școlar artistic, nu atât ca absolvent al școlii de muzică și arte plastice Tonița, unde l-a avut pe domnul regretat mare artist Didi Clapon, dar și pe domnul profesor Denisie Gratu, dar și la liceu a continuat în domeniul artei, deși specializarea sa a fost un pic diferită, având și acolo doi profesori deosebiți, artiști plastici fiecare cu personalitatea sa, e vorba de Sebastian Pascu și domnul Dorinel Filichi, care aici este și dirigit, nu? Da. Așa, i-a fost dirigit. Toată această explanadă a frumuseții pe care aveți posibilitatea să o admirați, ne arată faptul că arta trăiește încă la vârlat și mai ales ea își găsește susținătorii care să ne-o redea nou. E foarte important acest lucru, pentru că s-a pus problema la un moment dat, perioada în care, să zicem, Andrei era în liceu și după, de o criză a artei vârlădene. Iată că această criză, peste această criză, s-a trecut lent, e adevărat, dar și cu o anumită ritmicitate dată de efluviile acestea senzoriale ale unor creatori care, animați încă de pe băncile liceului, n-au uitat să stea la spadă cu arta
și au apucat-o de subsoară și iată că astăzi, de exemplu, unul dintre ei, Andrei Tănase, se plimba bale pe esplanada vizuală a noastră. E o expoziție care, în același timp, ne conștientizează asupra faptului că Andrei are un potențial creator deosebit, este un artist în formare și care, cu siguranță, și sperăm să fie așa, va fi un obișnuit al Galeriei Europeană din Bârlad și nu numai. Probabil că va încerca și alte stiluri, pentru că, vă spuneam, el e într-o continuă căutare a propriei personalități artistice, a propriului stil și mai ales dorește să se definească printr-o expunere a sufletului într-un anumit fel care să-l individualizeze. A reușit, prin câteva lucrări, să ne arate faptul că știe să conceptualizeze arta, să o conștientizeze și mai ales să o facă în așa fel încât să ne arate că arta plastică are în el un susținător aparte. Închei prin a spune că expoziția de astăzi, organizată de Primăria Municipiului Bârlad, Consiliul Local Bârlad și doamna director, alături de profesorul Sebastian Pascu, costumul și domnul Gradu, ei să spun că această expoziție anunță o tradiție culturală a Bârladului de decenii întregi, și anume Zile Culturale Bârlădene, și era firesc ca aceste manifestări să fie deschise cu încercarea noastră a cetățenilor Bârladului de a încuraja un talent care are nevoie de un fel de autentificare din partea noastră a drumului pe care a pornit. Așa încât îi urez lui Andrei să nu se abată de la acest drum, și mai mult decât atât, să umple și prin alte potloane cărări ale artei, în așa fel încât să putem vorbi la următoarele expoziții de o artă mult mai complicată de dată, cu anumite binețuri, cu un anumit stil și o personalitate artistică deosebită în persoana ta. Vă mulțumim pentru faptul că ați rupt din timpul dumneavoastră prețios și ați avut înțelegerea, răgazul de a veni, practic, la această descătușare de sentimente, de frumusețe, care să ne aducă aminte că, până la urmă, suntem cu toții oameni și între noi trebuie să existe o anumită solidaritate și, mai ales, o încurajare pentru cei care sunt la început de drum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, profesor! Trebuie să mă mulțumesc că eu cunosc de puțin timp pe Andrei. Cred că am început acum o lună când practic a năvărit la mine în loc și mi-a zis, sunt Tănase Andrei, eu am niște tablouri și vreau să le expun. L-am fost atunci ca tânărul pe care îl vedeți astăzi în fața dumneavoastră, un tânăr modest, cu foarte mult bun simț și cu respect pentru tot ceea ce îl înconjoară. Domnule profesor Bradu, dumneavoastră ați avut posibilitatea să cunoașteți în perioada sa de formare, și ca om, dar și ca pictor. Vă rugăm să ne... Da. Testăimâniți din... Eu am să mă leg de primele episoade din viața lui Andrei, legate de viitoarea meserie, pentru că în momentul când vine un copilaș e clasa a 5-a, l-am luat, așa, și atunci încetul cu încetul, pas cu pas, printre altele, bineînțeles că am făcut și peisaj, am făcut și compoziții, ceea ce se vede și prin lucrările lui. La peisaj, mi-amintesc că dusesem parcă prin grădina, aici, grădina Pumpei.
publică, așa, grădina Târgului. Și la peisaj m-am amintit de Grigorescu. Grigorescu care la un moment dat, el fiind celebru de acum peisagist, cu școală la Barbizon, așa, deci pictor plenerist, povestea un episod foarte interesant, așa, zică, într-o zi, am avut timp, o oră, două, așa, pentru o plimbare. Și am ajuns în fața unui peisaj teribil, teribil. Dar n-aveam nimic la mine cu care să lucrez. Am plecat cu gândul ca să revin a doua zi. Am revenit a doua zi, bineînțeles, cu trusa de culoare, pânza, șevaletul, și să trec la treabă. Nu mai era același peisaj. Dar nici eu nu mai era. Asta este semnul că, de fapt, nu ai revenit, ci ți-ai revenit. Deci, a doua zi. Ce vreau să spun, că Andrei mi-a povestit așa într-o clipă când ne-am revăzut după pericolul lui pe lumea întreagă. Mi-a povestit, domn profesor, ce vedeți dumneavoastră pe aici, eu le-am făcut la fața locului. Deci astea sunt făcute în vechea tradiție pleneristă de la Barbizon. Bine că în contextul actual, rușii, după ce au văzut pleneriștii francezi, și-au zis și perevișnici. Mă rog, nu trebuia să amintesc că lucrul ăsta, trebuie să o spunem totuși, da. Deci, plenerismul a făcut o parte din aceste lucrări. Bineînțeles că studiile compoziționale sunt învățate la așa, în școala gimnazială și după aceea se amplifică treapta liceală. Eu îi prevăd un parcurs frumos lui Andrei și o să-l mai revedem. Numai să nu își ia iarăși picioare de la spinare și să vorbim de lucra întreagă. Dar dacă ai ocazie, nu răbda. Aș mai completa prin a spune faptul că majoritatea lucrărilor de aici sunt lucrate cu mâna stângă. Da? Nu uităm și acest aspect. Pentru că Andrei Modescu este nou, dorește să se vadă acest lucru, dar totuși vă spun dumneavoastră atunci când priviți lucrări și să mai aveți în vedere și faptul că el are mici sau mari probleme și cu ori ce văd eu. Așadar, cu atât mai mult a fost făcut efortul lui de a crea și de a le reda aceste lucrări. Și vorbea domnul profesor Gradu de pas cu pas în școala generală. Eu aș adăuga că în liceu Andrei a făcut pas cu pas cu. Pas cu pas cu. Ceea ce știu. Da. Da. Andrei, da. Să fii sănătos și să... Dacă îmi trebuie, să spun și eu câteva cuvinte. Chiar te rugăm. Domnul profesor spunea câteva elemente care le-am dat din casă, cum să spune. Nu vreau să le spun dumnealor, dar au făcut-o până la urmă. Vreau să țin secret treaba asta cu mâna stângă. După cum vedeți, nu știu dacă v-ați fi dat seama că este făcut cu mâna stângă. Sunt lucrări în ulei, partea în grafică, cum spunea domnul profesor Gradu, că sunt făcute la fața locului, am vrea să-l contrazic puțin. Sunt fotografii atent de către mine, au luat fotografia și m-am uitat după ea. Cam atât vrea să... Bine, spun. Să folosești de fotografia de documentar. Da, de documentar. Asta este pentru a vedea detalii amărunte, pentru a fi nevoit contextul care este prezentat, pentru că în lucrările în care se practică tehnica uleiului, este nevoie de timp pentru a se usca, apoi în constrat, în funcție de detalii,
mai multe elemente. Da, de altfel, lucrările, în câteva lucrări ale lui Andrei, o să surprindeți chiar acest miracol al dumneavoastră de a sesiza chiar câteva fotografii pe care poate le și știți, cum ar fi, de exemplu, exact, la New York sau în Anglia, cu acele mori de vânt. Aveți peisaje și din Germania, dar și, bineînțeles, majoritatea din spațiul românesc, în mediul rural, mai ales. Peisajul rural, pentru că acolo Andrei, după părerea mea, se expune cel mai bine. Exact. Aș vrea să vă mulțumesc și vă spun că să aveți un timp plăcut la a vizita expoziția. Mulțumim, Andrei, dar să știi că noi mai avem câteva surprize, ca să spun așa. Închipui că ești încercat acum de foarte multe emoții, mai ales că ai fost și profesor alături, pentru că nu e așa, ai posibilitatea să demonstrezi astăzi ceea ce ai învățat de-a lungul timpului de la dumnealor. Să știi că avem un mesaj din partea fostului tău, domn diriginte, din partea domnului Filiche, iar acest mesaj va fi transmis prin intermediul domnului președinte a CEARE de Vârlar, Nicolae Mihai. Domnul președinte, vă rugăm să veniți. Ca să vă destăinui, domnul președinte poate nu vrea să fi știut acest lucru, dar este important de precizat, pentru că atunci când un tânăr este la început de drum, chiar dacă ajunge să realizeze aceste frumuseți pe care le vedeți astăzi, încrederea în sine cred că se fructifică în momentul în care cineva vrea să-ți cumpere primul tablou. Iar domnul președinte a făcut acest lucru pentru Andrei. Bine ne-am întâlnit. Este o mare bucurie pentru mine și pentru echipa din Consiliul Director, în Comisia de Centru și în membri de Adunare Generală, prezența astăzi la această expoziție. În primul rând, eu ți-i să vă informez, să vă dă la cunoștință că l-am cunoscut pe Andrei de când era atât, din 2010, de când doamna Tănase este membra Consiliului Director. Am remarcat lucrările de încă din 2010-2011 și eu personal am prevăzut un viitor de aur, cum spun eu. Și atunci am recomandat doamnei Tănase că ar fi bine să pună toate eforturile și diligențele, să canalizeze pe tânărul Andrei spre pictură, grafică și ceea ce ține de artele plastice. Un secret, zile trecute, știind că voi participa la această expoziție, l-am căutat pe colegul meu, Leonel Filiche, care a fost coleg de liceu pedagogic împreună cu domnul Leonel și alți colegi, să participe la... Mi-a spus că a fost invitat, dar datorită unor cauze efective, nu se află în localitate. Și atunci am sugerat un cuvânt care să constituie un imbol pentru Andrei. Și o să dau o citire acest cuvânt al domnului profesor. Andrei Tănase, un nume și o amintire plăcută pentru mine, că a fost dirigintea tânărului pictor, a cărei expoziție o vizitați sau o vizităm astăzi. A fost absolvent al liceului pedagogic, secția de arte plastice, luând atestatul cu denumirea de tehnician pentru tehnici artistice. Pasiunea, deprinderile și cunoștințele dobândite în anii de școală l-au ajutat în a-și expune gândurile, sentimentele, trăirile sufletești și modul de a gândi, cât și exprimarea artistică prin mijloacele specifice picturii și desenului. Iubește munca, este o fire meditativă, sensibilă, stări sufletești care se pot vedea cu ușurință din analiza lucrărilor expuse. Tematica lucrărilor este variată, te captivează și te determină să poposești mult timp în fața fiecărui tablou expus. Peisaje din natură, peisaje urbane, compoziții pe diferite teme și în special religioase, au o atmosferă plăcută, captivantă, obținută printr-o cromatică bine gândită, sensibilă și armonioasă. Reușește să creezi acea atmosferă plăcută, fiecare secvențe, din natură sau din activitate omenească.
stăpânește cu ușurință jocurile de umbre și lumini, gamele cromatice sunt bine alese, adecvat de nepropuse, compozițiile sunt închegate, iar desenul îl ajută în concretizarea gândurilor și trăirilor sufletești necesare creației artistice. Și lucrările de grafică sunt de bună calitate și meticulos gândite, îmi amintesc de modul cum lucra și insista la fiecare lucrare făcută în atelier de școlii când era elevul nostru. Liniile, varietatea de umbre și lumini, jocul de forme, întrunirile, ritmurile create din îmbinarea elementelor compoziționale, fac să te captiveze și să admit cu plăcere fiecare lucrare în parte. În final, îi urăm tânărului artist preocuparea cu aceeași pasiune și tenacitate în activitatea artistică și să ne invite și cu alte ocazii ca să admirăm frumosul artistic dintr-o nouă compoziție. Cu drag, profesor Dorin Clic. Aceleași gânduri și urări le transmit și eu. Eu personal m-am angajat să-l sprijin, am vorbit și cu doamna Tănase, pentru frumos, pentru dragoste, pentru peisagistica dumneavoastră, faptul că este un adevărat patriot. Știți că eu țin la românism, la România și trebuie să perpetuăm arta românească, să fie cunoscută nu numai aici în Bălați și în țară, ci peste hotare. Îi urez succes de plin și are tot sprijinul meu și acum se întreg tot. Să moderez această activitate, dar la cât de frumos este aici, la Galerie de Artă, nu pot totuși să uit cel mai bine mă simt la mine acasă, la Biblioteca Straie Beroescu. Și ca să nu uit de această latură, am astăzi în stânga mea un om al literelor de această dată, dar tot al artelor, al artelor frumoase, poetul Petrus Andrei, care ne va încânta cu câteva creații dedicate acestui eveniment. Distins auditoriu, stimați iubitori de frumos artistic, o rugăciune din Rus spune dumă de la ireal la reală, de la întuneric la lumină, de la moarte la nemurire. Iar Horaciu, în celebra Ars Poetica, spunea legifera ut pictura poezis. Și pictura și poezia, cum spunea domnul profesor dr. Lorenț Chiriac, înfățișează sufletul omenesc, unul în culori, în imagini, celălalt în cuvinte. Celebrul romancier Irving Stone, în Agonie și Extaz, își imagina un dialog între doi mari pictori, Van Gogh și Paul Gauguin, în film interpretați de celebri actori Anthony Quinn și Kirk Douglas. Pe țărmul însorit al în Italia, pe țărmul însorit al Mediteranei, cei doi pictau, Anthony Quinn în rolul Paul Gauguin se apropie de Kirk Douglas și îl întreabă ce pictează, pentru că cerul era senin ca lacrima, iar Van Gogh picta ceva în culori sumbre, negru. Și nervos acesta întreabă ce pictezi? Cerul este senin, este... Și Van Gogh îi răspunde, pictez sufletul meu. Pentru că acea culoare înfățișa sufletul lui din acel moment. S-a spus un secret din casă, că Andrei pictează cu stânga, dar după părerea mea, noi deloc stângaci. Am venit înainte de a începe expoziția, am venit, am văzut tablourile acestea și mi-a plăcut în mod deosebit peisajul, cele de inspirație religioasă, biblică, exotice, Canal Grande din Veneția, cred, undeva. Ateneul Român, Peleșul, iată ce spunea domnul președinte magistrat,
care, așa, cum a fost și doctorul Teodor Constantin Teodorescu, un mecena al Bârlatului și susține cultura bârlădeană și o și întrețin, o promovează. Mările de vânt văzute m-au dus gândul la Don Quixote de la Mancha, celebrul roman al lui Cervantes, dar îl vedeam și la Mulea Ruj, ca să aflu că, de fapt, tot pe exact este din Anglia. Golden Gate și Caiul lui Esene, eventual, și perulele care duce în vârf de munte, de fapt, duce spre Olimp, unde îi dorim să ajungă. Încă o dată, Andrei dictează gânduri, sentimente, stări sufletești. Și mai este un episod, un mare pictor grec, Apeles, și-a scos tablourile, cum a scos Andrei pe simetrele această ghebru al culturii, mi-a scos în stradă. Și la un moment dat, unul din personaje avea sambala oarecum neplăcută, lui cizmar și i-a făcut o observație. Pictorul a luat pensul, a îndreptat greșeala și la un moment dat cizmarul a început să critique și restul tabloului, la care pictorul i-a spus nesutor crepidam, adică cezmarurile nu mai sus de sandal. Și aici cred că și expresia aia spuneam, vă amenințam la început că pictura, sigur, noi dorim mult succes, este un tânăr pictor pe Bârlădean, îi dorim să ajungă cât de sus. Una din poeziile mele, din volumul Dor nestins de nemurire, se cheamă chiar Ut pictura poezis. Pictura este poezie, care pe sine se privește, iar poezia e o pictură ce o asculți când se citește. De aceea, din nisipul mării, strângând dovezi de neuitare, să îndrepți defectele naturii prin artă, dacă ești în stare. De-aș fi pictor, tu mi-ai fi modelul. Ca chipul tău din negur să se închege și de-aș fi scump, iarăși te-aș alege, precum Iisus din turmă își ia mielul. Aceasta îmi pare că ai a fi lege, prin trudă aspră să se atingă țelul și dintre spini, dacă își sporește zelul, artistul bun tot slaurii culege. Statuia ta în cuvinte prinde viață și ochii tăi nu mai rămân de gheață, că dragostei nu-i se stinge jarul. Din iască și din cremenea cea dură, mai poți să scoți scânteia cea mai pură, că eu din aur mi-am făcut amnarul. De-aș pune satul meu într-o pictură. Sunt câteva peisaje. De-aș pune satul meu într-o pictură, prin planul ar fi o casă cu grădină, apoi un cer înalt și o zisenină și un câine ca să-l latre în bătătură. Și o noapte aș desena cu rună plină și doi îndrăgosteți stând gură în gură, luându-și sfânta cuminecătură, blagosloviți de anorilor regină. Aș sugrăvi și un câmp cu maci sălbatici și cai alb trecând în zboruri natrici, fântâna de la poartă și cuptorul. Iar de nu fi prea încărcat tabloul copilăriei, i-aș picta ecoul, dar mai presus de toate ar fi izvorul. La izvoarele luminii. Și Andrei se adapă tot la izvoarele luminii. Peste timp și peste tine au crescut vorbe străine să le smulgă n-are cine. Iar în vraiștea grădinii, la izvoarele luminii, se învărmășiră spinii. La mijloc de rău și bine, dorul nici el nu mai vine, că s-a îndepărtat de sine. Cade câte un strop de ploaie în pustia de odaie, peste a inimii văpaie. Într-un pom ca într-o cetate, cu averile prădate, ghionoaia cuie bate. Peste o dragoste vicleană, cum e lațul de liană, crește numai buruiană. Peste o dragoste nebună, într-un asfixit de lună, înflorește mătrăgună. Ca o pasăre rănită, trece viața netrăită și dragostea neîmplinită. Vă mulțumesc!
aveți copii, v-aș invita să faceți un exercițiu de memorie, să vă aduceți aminte care a fost reacția și emoția dumneavoastră atunci când, pentru prima dată, copilul dumneavoastră a realizat primul desen. Două linii, trei cerculețe, ați luat desenul, ați mers repede la locul de cinste cu magnetul pe frigider. Mai nou, în epoca digitalizării, desenele sunt încărcate pe toate canalele de socializare și stau în așteptarea like-urilor, capodopera copilului. E, acum vă puteți imagina ce a fost în sufletul mamei lui Andrei, când de sub panelul copilului au început să se contureze aceste frumoase peisaje. O invit alături de noi, știu că are emoții, vă rog să veniți să ne spuneți... Pentru că oricât de mult talent avea copilul, dacă nu există... Pentru toții că mama este cea care stă în spatele copilului și se asigură că la fiecare pas să-i fie bine. Și la fel ascultă și dumneavoastră, nu doar în formarea lui Andrei, dar și în formarea carierei. Câteva cuvinte despre emoția pe care ați resimțit-o în momentul când v-ați dat seama că acest copil are o inclinație spre arta. Da, deci, am avut o prietenă în București care a venit în Bârlad, aici acasă. Și a vizitat ocolul și tablourile lui Andrei. Și m-a zis, așa, tablouri ar trebui expuse. Ar trebui făcute cunoscut. Noi am făcut așa, nu, doar în casă. N-am fost cunoscuți, n-am făcut pasul ăsta, doamna m-a încurajat. Și acum am sunat-o și am spus că Andrei combat singur, s-a descurcat, face o galerie de artă și zice, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și atunci așa am simțit. Acum chiar așa simt că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap. Pentru că pentru o mamă care îl crește de așa de mic și care mai are și probleme, un copil care e cu probleme și alegi cu el la doctor, te duci încolo și vezi că s-a dezvoltat și vezi cu minte acolo în locul lui retras și scoate așa valori de pe mâna lui, mi-a trecut orice frică, că nu vede sau că nu vede mai puțin, sau că nu o să se poată descurca cu mâna stângă și atunci am văzut că se descurcă. Sunt fericită, nu mai am nicio temere. Eu îl las să se dezvolte de acum. Cred că mi-a făcut datoria până în prezent. Asta este. Am vrut să facem în continuare, pentru că așa a spus chiar Doamna Dumnezeu că ține mâna pe capul lui. Dar aș vrea să remarcați faptul că este un avantaj în creația lui Andrei. Și anume aceea că, așa cum vă spuneam, el nu o complică, în așa fel încât dumneavoastră ca privitori aveți posibilitatea să interpretați în fel și chip tot ceea ce vedeți din creația sa. Mai ales la peisaj. Puteți, așa cum sugera și poetul Petruș Andrei, să vedeți un peisaj al lui Andrei și în același timp să vă ducă cu gândul la alte peisaje care corespund spiritual cu peisajul în cauză. De aceea Andrei, aflat încă sub oblătuirea Maicii sale și a lui Dumnezeu, spun eu, e vorba frumos și cu siguranță nu se va bate de la acest drum greoi, anevoios uneori, dar atât de plăcut la finalul său, cel al artelor plastice. Mulțumesc. Pretenții, precum cei care au vorbit mai înainte, că mă pot exprima în calitate de creator sau îndrumător al unui artist, sunt doar consumator de artă și doar în culturare. Așa sunt lucrurile, pot să mărturisesc pe vizionul de ceea ce văd aici, o evoluție a unui tânăr, care pe parcursul a câteva ani, cred că e vorba de mai mulți ani, 4-5 ani cel puțin, mai mult, da? Zic chiar de... Sfânt la Dumnezeu. Depistez
și o capacitate analitică în a-și alege subiectele astfel încât impactul asupra viitorului să fie prepotențat la nivel masă, subiectele constitui un bun prilej și eu chiar am avut ocazia în particular să-l felicit de vizitez și formarea unei anumite identități artistice la ultimele sale 4-5 creații, fiind un pictor peisagist, elementul culoare este determinant în a transmite ceva din trăirea celui care compune și vă invit o secundă să meditați dacă vedeți o identitate pe care eu o văd artist sau încercați de reprezentarea unor interne din voi. Există o uniformitate de stil pe care eu, ca și consumator de artă, o depistez și vă invit să vă abonați.